Bun găsit! În această ediție vorbim despre utilitatea propunerii șefului Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi, de a nu-i obliga pe magistrați să-și motiveze deciziile adoptate în prima instanță. Cât de necesară este această propunere trecută de prima lectură a Parlamentului pentru cetățenii implicați în litigii, vom încerca să aflăm de la invitații în platou. Tot cu ei vom dezbate și alarmantul caz de omor al unei taximetriste în Ialoveni. Din păcate, vorbim iar de omucidere și iar în Ialoveni. Cât de nesigure pot deveni călătoriile cu taxiul în Moldova, atât pentru șoferi cât și pentru pasageri, urmează să aflăm. După ora 17 vom ști exact cu ce se mănâncă Cinema Liga. Pentru detalii, rămâneți alături și începe Publica News. Ofițerii Centrului Anticorupție urmează să fie disponibilizați începând cu luna august 2012. Noi angajați ai Centrului Național Anticorupție vor fi încadrați în câmpul muncii abia în octombrie. Asta după ce vor fi supuși mai multor verificări, între care și testarea cu detectorul de minciuni. În cadrul Centrului Național Anticorupție vor activa 200 de angajați, selectați conform unor principii riguroase. Pentru prima dată s-a condiționat angajarea în cadrul instituției prin trecere obligatorie a testului poligraf, acordul funcționarului, viitorului funcționar și acceptul înscris acestuia ca în privința lui să fie efectuate periodic teste de integritate, monitorizarea stilului de viață. Testul de integritate presupune provocarea angajaților CNA să ia mită, iar conform noilor reguli, convorbirile telefonice ale acestora vor putea fi ascultate. În schimb, ofițerii CNA ar putea avea salarii de cel puțin 1000 de euro. Aceste majorări doar pe segmentul CCCEC cu siguranță nu vor da rezultat, pentru că CCCEC doar investigează cazul. Mai departe urmează activitatea procuraturii și activitatea instanțelor de judecată. Dacă procurorii și judecătorii vor rămâne cu salarii de 3.000 de lei sau 3.500 de lei, cu siguranță că tentațiile și presiunea asupra lor va fi mult mai mare. Actualii angajați ai centrului spun că sunt gata să fie supuși tuturor testelor. Dacă o să fie necesar experiența și aptitudinile mele în continuare, voi fi bucuros. Dacă nu, ne căutăm de lucruri în altă parte. Ce ține de metodele și e riguros, sperăm să fie trecute cu brivă, întrucât suntem cinstiți și lucrăm. Veți veni înapoi când vor fi făcute reangajări? Păi, dacă o-i trece, bine, dacă nu, decât în altă parte. Șeful actualului Centru Anticorupție, Viorel Chetraru, spune că deocamdată nu s-a decis dacă va candida pentru funcția de director CNA. În prezent, la centru lucrează peste 500 de angajați, iar salariul mediu este în jur de 3.000 de lei. I-am întrebat pe telespectatorii noștri dacă ofițerii anticorupție care vor avea salarii de 1.000 de euro ar putea combate mai eficient corupția. Viorica Turtureanu a citit mesajele pe publica.md și vine cu detalii. Bun găsit, Angela scrie că majorarea salariilor este doar pentru a preveni actele de corupție. Totodată ea crede că o soluție ar fi aplicarea unor sancțiuni mai aspre pentru corupție. Eugen spune că problema nu este în mărimea salariului, ci în mărimea mitei. Dacă mita este de 7 ori mai mare decât salariul, atunci tentația este la fel de mare. În opinia lui Ghenadie, majorarea salariilor nu va contribui la combaterea corupției. O soluție ar fi atragerea la răspundere penală a angajaților Centrului Anticorupție pentru acte de corupție, mai adaugă telespectatorul. Vlad este de părere că prin acest mesaj, directorul centrului recunoaște că cei mai corupți sunt cei care ar trebui să combată corupția. Grigore spune că chiar dacă angajații centrului vor avea salarii de 1000 de euro, corupția nu va fi prevenită, fiindcă fenomenul a afectat chiar și conducerea statului. În opinia lui Ruslan, corupția nu poate fi prevenită atât timp cât cinstea și onoarea se vinde, iar ofițerii Centrului Anticorupție trebuie să fie mai educați și mai disciplinați ca să-și merite salariile. Așteptăm în continuare mesajele tale pe publica.md și nu uita, spune ce gândești. Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale din țară au desfășurat astăzi un flash mob în fața sediului Ministerului de Interne. Ei au jucat volei, imitând astfel pasarea dosarelor penale pentru tortură. Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Internaționale pentru susținerea victimelor torturii.
Îmbrăcați în haine de polițiști și procurori, participanții la eveniment au înscenat un joc de volei între Procuratură și Ministerul de Interne. Tinerii susțin că anume aceste două instituții tergiversează anchetarea dosarelor legate de tortură. Nici reprezintă dosarele de tortură care sunt înainte în instanța de judecată, însă din păcate nu sunt rezolvate. Sunt amânate sau dispar fără urme. Yeah, I'm the goddess of justice and as you all know, the goddess of justice usually has a way and is blinded because she's justice, but as we see it in Moldova, she's not justice, she goes where the money goes. Mesajul pe care au încercat să-l transmită participanții la Flash Mob este că problema torturii rămâne nerezolvată în Republica Moldova. Reprezentanții Ministerului de Interne consideră drept nejustificată organizarea acestui flash mob. Acuzațiile nefondate care nu vin cu argumente nu le putem lua în considerație. Suntem dispuși să colaborăm atât cu diferite ONG-uri, cu societatea civilă, dar atunci când se aduc probe concrete. Locuitorii capitalei cred că doar reforma în justiție poate să schimbe lucrurile în țara noastră. Здесь нужно кардинально что-то менять, и кардинально это не решается в один час, в один год и даже в десяток лет. Мы живем в демократической стране, по крайней мере наши власти говорят, что это так. Значит, если это демократия, то она с насилием несовместима ни в какой форме. Toate guvernările au tolerat activitățile ilegale a organelor de drept. Potrivit Ministerului de Interne, în 2011 au fost înregistrate 34 de cazuri de tortură, iar în acest an 10. Mai multe telefoane mobile și băuturi alcoolice au fost depistate de gardienii penitenciarului Pruncul în urma unui control inopinat. Obiectele interzise au fost găsite într-un ascunziș lângă camera de baie a pușcăriei. Oamenii legii au ridicat 11 telefoane mobile în stare funcțională și peste 15 litri de spirit în sticlă de masă plastică. Toate acestea urmează a fi nimicite. Potrivit Departamentului Instituțiilor Penitenciare, cazurile în care asupra deținuților sunt găsite obiecte interzise sunt destul de frecvente în această închisoare. Curtea Supremă de Justiție propune ca judecătorii să nu fie obligați să emită motivațiile hotărârilor. Potrivit președintelui curții Mihai Poalelungi, astfel magistrații ar dispune de mai mult timp pentru îmbunătățirea calității actului de justiție. Unii experți consideră însă că această practică ar putea fi periculoasă. Detalii, Victor Tănase. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Potrivit președintelui Curții Supreme de Justiție, în fiecare al doilea caz, părțile ori nu solicită, ori nu au nevoie de partea motivantă a hotărârilor luate de prima instanță. Experții juriști susțin însă că motivarea deciziei din partea judecătorilor trebuie menținută. Ei spun că o argumentare solidă din partea magistraților ar permite ca deciziile să nu mai fie atacate și în instanțele superioare. Aceste propuneri de modificare a codului de procedură civilă au fost deja transmise Parlamentului și vizează primele instanțe. În cazul în care hotărârile acestor instanțe vor fi atacate de una din părți, atunci, la solicitare, judecătorii vor trebui să emită și partea motivantă a deciziei. Atât președintele CSJ Mihai Poalelungi, cât și președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochi susțin că în jumătate din cauzele civile, părțile implicate nu au nevoie de motivarea hotărârilor de judecată. Ceea ce ar putea să regăsească într-o hotărâre, noi putem să găsim în proces verbal și în probe la dosar. Nu are sens să descrie din nou toate depozițiile martorilor, părților inculpatului, părții vătămate, ca judecătorii să poată mai mult concentra atenția, anume în a da niște hotărâri calitative, profesionale și mai obiective. Reprezentanții Centrului Analitic Expert Group însă consideră că o argumentare solidă poate determina părțile să nu mai atace hotărârea emisă în instanțele superioare. Experții mai spun că statele cu sisteme avansate de justiție acordă o atenție deosebită argumentării riguroase a hotărârilor judecătorești. Nu vom avea informația referitor la ce stă în spatele acestei decizii. Deci, interesul personal ar juca un rol mai mare în decizia unui judecător decât dacă acesta ar fi obligat să-și motiveze permanent decizia adoptată.
Propunerile de modificare a codului de procedură civilă au fost remise Parlamentului și urmează a fi votate în lectura a doua. Ele vizează doar primele instanțe. Potrivit noilor prevederi, partea motivată a deciziei va fi emisă la solicitarea părților implicate în litigiu și în cazul în care hotărârile vor fi atacate. Discutăm acest subiect cu invitații orei la Publica News. Ei sunt Veceslav Zaporojan, expert în dreptul constituțional, și Radu Bușilă, președinte Asociația Juriștilor Creștini Democrați. Bine ați venit la Publica News. Bună ziua. O întrebare valabilă pentru ambii invitați. Cum vi se pare această propunere a șefului CSJ? Cum o calificați, domnule Zaporojan? În opinia mea, această inițiativă legiferează ceva ce a existat la noi în legislație anterior, adică din 1994 până în 1999, am avut aceste norme prevăzute în anteriorul cod de procedură civilă. De asemenea, legitimează și o actuală stare de fapt care există în instanțele de judecat. Pentru că din cauza încărcăturii prea mari a judecătorilor care au acum, numărul prea mare de cauze examinate de fiecare judecător, care oscilează de la 100 și ceva de dosar în procedură la fiecare judecător. Chiar acum, când am intrat la dumneavoastră în studio, cineva din avocați mi-a spus că un judecător s-a plâns că chiar are 400 de cauze în procedură. Dumneavoastră, vă dați seama, adică ce volum de lucru are fiecare judecător. Și din care cauză, de facto, fiecare judecător, practic, la sfârșitul fiecărei ședințe de judecată, pronunță numai dispozitivul hotărârii, iar ulterior își motivează hotărârea. Și dacă veți trece pe lângă instanțele de judecată sâmbătă, chiar seara, duminică seara, veți vedea că ar lumine, pentru că ei sunt impuși într-o situație dezastruoasă ca să stea zile în șir să-și motiveze hotărârile, dintre care o parte din ele nu au un impact atât de mare asupra părților în proces, și părțile știu poate din start care va fi soluția. Și în contextul actual, când se încearcă a unifica practica judiciară, ceea ce nu prea s-a făcut la noi în sistemul judiciar până în prezent, atunci unele cauze chiar vor fi previzibile și o parte chiar care a pierdut cauza nu va ataca hotărârea. Vedeți dumneavoastră că oricum, atunci când va fi atacată hotărârea instanței de judecată, judecătorul oricum va fi nevoit să motiveze hotărârea sa. Cât timp pierde un judecător pentru a-și motiva decizia? Sau depinde de caz? Depinde de caz. În dependență de complexitatea cauzelor, în dependență de circumstanțele de fapt care sunt prezentate, pentru că fiecare circunstanță de fapt, adică anumite probe, trebuie să fie apreciate de către judecător, și circunstanțele de drept prin care trebuie să fie trecute fiecare circunstanță de fapt, prin prisma normelor legale, care el trebuie să le motiveze în hotărârea sa. Și în dependență de aceasta, judecătorul pierde o groază de timp pentru a-și motiva hotărârile sale. A spus că stau și sâmbăta, adică stau în afara orelor de muncă. În afara orelor de muncă, pentru că dacă vă duceți într-o instanță de judecată, toată ziua, instantaneu, de la 8 până la 5, sau de la 9, nu știu de când se începe programul sau de lucru, judecătorii la examinare, cel puțin de la 9, ei permanent examinează cauze unul după altul. După care, sarcina, deci, e să motiveze. Și iată, această motivare se face practic în timpul liber al judecătorilor. Dar ei sunt motivați pentru că motivează această decizie în afara orelor de muncă? Desigur că nu. Desigur că nu. Eu mai de multe ori am spus aceasta, că, iată, vedeți și acum în contextul informației care ați prezentat-o referitor la Centrul Anticorupție care se formează, vedeți, adică niște specialiști la Centrul Anticorupție se propune ca pentru lipsurile la care sunt impuși ei și deci cerințele care sunt înaintate, ei sunt, trebuie să fie remunerați pe măsură. Așa și judecătorii ar trebui să fie remunerați pe măsura activității sale și pe măsura importanței deciziilor pe care le adoptă ei. O să revenim la remunerarea judecătorilor. Domnule Bușilă. Vă mulțumesc. Eu cred că problematica despre care am început astăzi să discutăm trebuie divizată din start în două direcții. Una este, într-adevăr, cum așa cum a spus și domnul Zaporojan,
problemele, complexitatea problemelor care se confruntă judecătorii din Republica Moldova. Judecătorii de la instanțele de fond, instanțele de apel, de recurs, din toate instanțele, într-adevăr. Începând de la dotarea tehnică, ședințele, orele de judecată, examinarea, motivarea și toate salariile, nu în ultimul timp, judecătorilor, este o problemă destul de importantă și cu care, în opinia mea, trebuie să se ocupe și să vină cu un program concret de reformare a justiției, Ministerul Justiției. Credeți că această propunere face parte sau e o pătecică mică a reformării justiției? Iar această propunere, iar nemotivarea deciziilor, hotărârilor, încheierilor judecătorilor din primele instanțe, în opinia mea, este irațională și chiar aș risca, aș argumenta poziția mea prin care spun că chiar degradează și mai mult justiția din Republica Moldova. Astăzi, și vă dau un exemplu, astăzi am fost la judecătoria Rășcani, prin care la judecător de instrucție am câștigat un dosar cu un procuror, pot să-i spun și numele, este domnul procuror în procuratura sectorului Rășcani, municipiul Chișinău, domnul Vitalie Colugăreanu, a pierdut acest dosar. Eu consider că el nu este un profesionist, nu își ocupă locul, nu exercit atribuțiile sale funcționale, de ce așa și pierdut acest dosar. Iată, în încheierea judecătorului de instrucție este argumentat. Domnule procuror, nu ați făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se dispune anula ordonanțe de refuz în pornirea urmării penale 1, 2 și a înlăturat toate neajunsurile. Dacă toate neajunsurile respective nu erau argumentate, prezentate în motivarea încheierii sale, ce neajunsuri putea sau trebuia procurorul respectiv să înlăture? Este unul la mână. Doi, alt exemplu. Admiterea sau neadmiterea cererilor de chemare în judecată. Atunci când judecătorul respinge sau nu admite cererea de chemare în judecată, el motivează. De ce? Nu ați respectat prevederea articolului 166, criteriile pentru tocmirea unei cereri de chemare în judecată și mai departe. Și indică anume acele momente care au fost scăpate de către cel care a întocmit cererea de chemare în judecată. El ia această încheiere și îi se dă un termen. Când poate să o execute, să înlăture neajunsul. Ia și deci toate încălcările pe care, sau neajunsurile pe care le-a comis, le respectă, le reface. O întocmește din nou și în termenul legal o depune din nou. Și cererea este admisă. Eu sunt de acord cu poziția expusă de expert grup, precum că dacă hotărârile nu vor fi motivate, acest lucru îi va încuraja și mai mult pe cei care sunt nemulțumiți de hotărârile respective să o atace în instanța de apel sau de recurs. Și mai mult. Dacă un avocat sau un jurist sau poate o persoană cu studii juridice sau competent va vedea o motivare solidă a unei hotărâri, a unei instanțe, el va fi descurajat moral, juridic, profesional sau mai atac, pentru că va vedea, nu este posibil, eu nu am argumentare, nu am probatorul respectiv și nu are rost. Dar în același timp, directorul de programe de la Expert Group susține că nu vom avea informație referitoare la ce stă în spatele acestei decizii. Interesul personal ar juca un rol mai mare în decizia unui judecător decât dacă acesta ar fi obligat să-și motiveze permanent decizii. El, dacă va fi nevoit, cum este astăzi, să-și motiveze dispoziția, el trebuie să-și motiveze de ce a luat decizia una sau alta, el trebuie să o motiveze. Dar dacă nu va fi obligat să motiveze decizia sa, atunci că interesele de corupție, probabil asta, și cred că asta a avut în vedere expert grup, vor fi mult mai ușor mușamalizate sau nu vor fi arătate. Pentru că mie, știți, mi-aduce aminte de situația când tinerii noștri pleacă peste hotare, pleacă la ambasada Statelor Unite și se depun cereri pentru obținerea vizei. Și ambasada spune că nu accept și atât. Nu argumentează de ce nu acceptă viza. Că ești bun, ești rău, nu poți munci, nu știi limba, nu argumentează. Așa riscă să devină și justiția noastră. Judecătorul să nu argumenteze. E un pic diferit noastră, pentru că în acest caz părțile aflate în litigiu pot solicita această motivare. Nu e așa, domnule Zaporojan? Păi și da, vorbim de păi dosarele da. Civile. Păi pe dosarele civile anume se introduce, pentru că pe dosarele penale oricum nu e posibilă introducerea unei astfel de proceduri. Dar pe dosarele civile, atunci când nu există interesul părților, dumneavoastră spuneți despre o eventuală o creștere a numărului de apeluri sau recursuri înaintate, deci împotriva hotărârilor primei instanțe.
Nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că noi am ajuns acum în situația când orice hotărâre a instanței de judecată se încearcă cumva să se atace. Dar cu toate acestea, deci sunt date statistice care ne spun că 50% oricum nu sunt atacate. Și care este necesitatea de a motiva aceste hotărâri? Ori o justiție nu se face de dragul a explica un interes care nu există. O justiție se face pentru a motiva un interes care deja va prezenta deci, o anumită... Domnule Zaporojan, o să luăm o scurtă pauză și o să revenim. Vorbim despre necesitatea acestei propuneri. Și așa cum a declarat și domnul Mihai Poale Lungi, în mai mult de 50%. Ce înseamnă în mai mult de 50%? Continuăm după o scurtă pauză. Continuăm, discutăm despre deciziile judecătorești din prima instanță cu invitații orei. Domnule Zaporojan, care este necesitatea și ce va schimba această propunere? Conform jurisprudenței Curții Europene, motivarea insuficientă a unei hotărâri de judecată tot reprezintă o nemotivare a hotărârii instanței de judecată, pentru care statul poate fi condamnat. În cazul nostru avem deci, o situație când se propune ca să se ridice calitatea hotărârilor de judecat și motivările acestor hotărâri prin excluderea de la motivare, care este o procedură destul de complicată, excluderea cauzelor care nu prezintă interes atât de sporit pentru părți. Pentru că atunci când o Dați-mi parte... Dați-mi un exemplu de astfel de cauză. Păi chiar aceleași banale divorțuri. Care este necesitatea de a motiva o hotărâre de divorț atunci când ambele părți sunt de acord ca să divorțeze? O situație. Sau alte situații, încasări de anumite sume care sunt din start evident că trebuie să fie încasate, pur și simplu este necesitatea de a să fie adoptat un titlu executoriu pentru a impune debitorul să... plătească creditorului suma restantă. Sau alte cauze. Vor fi probleme numai în situațiile, așa cum a fost practica, din câte mi-aduc aminte, în perioada când 94-99, când a existat această procedură, vor fi anumite probleme atunci când unele hotărâri vor fi atacate deci tardiv, adică după o anumită perioadă de timp și cadrul legal le va permite atacarea. De pildă, partea nu a participat. De dragul dreptului. E permis. Da. Și în cazurile acestea, desigur că judecătorul va uita din care considerente atunci a adoptat, emis dispozitivul hotărârii respective. Numai în aceste cauze vor exista anumite probleme. În rest, acestea sunt foarte puține cauze. În rest, deci nu văd care este necesitatea acum să lucreze judecătorul numai pentru ca să fie de dragul motivării respective, ca cineva să rămână nu atât satisfăcut de actul justiției, cât de însuși aceste acte emise de judecător. Mai mult ca atât, v-aș spune că în prezent judecătorii pentru a emite niște hotărâri publice care trebuie să fie publicate pe paginile electronice ale instanțelor de judecată, e normal ca să fie asigurate instanțele de judecată cu redactori care, înainte de a fi publicate pe paginile electronice, e necesar ca aceste acte ale judecătorilor care sunt scrise de judecători instantaneu, ar fi normal ca ele mai întâi de toate să fie redactate și numai după aceea publicate, pentru că fiecare din noi admitem greșeli și un judecător nu trebuie să fie și un filolog și să scrie atât de bine și să nu se găsească un deștept care ulterior nu va ști ce volum de, are, de lucru are judecătorul și se va râde și de un cuvânt, și va trage și va interpreta un cuvânt impus. În acest moment suntem în legătură, domnule Bușira, în acest moment suntem în legătură directă telefonică cu Nadejda Hriptievski, avocat la Centrul de Resurse Juridice. Doamna Hriptievski, bună ziua! Bună ziua! Cum calificați propunerea CSJ de a lăsa hotărârile judecătorești din prima instanță nemotivate în cazurile civile? De, atât eu personal, dar și colegii mei de la Centrul de Resurse Juridice suntem absolut împotriva unei astfel de propuneri și o considerăm neargumentată și nejustificată. Ceea ce am înțeles că sunt argumentele principale aici,
Menționez că propunerea respectivă nu a fost supusă niciunei dezbateri publice, pentru că în cadrul grupului de lucru care a lucrat asupra modificărilor la codul de procedură civilă, nu a fost discutată astfel de propunere. Ea a parvenit, din câte eu am înțeles, abia după ce a fost transmis proiectul de către guvern Parlamentului. Eu, modificare, cred eu, esențială în procedură, care nu este corect să fie cumva introdus doar în urma discuțiilor închise, pentru că asta nu le putem considera discuții deschise, discuții publice. Care este pericolul principal care noi îl considerăm de fapt? De fapt, motivarea hotărârilor, asta este, dacă vreți, rolul principal al judecătorului. Nu, asta este funcția judecătorului de a-și motiva de ce a luat o hotărâre sau alta. Argumentul că judecătorul are un volum de lucru foarte mare și propunerea respectivă vine pentru a le reduce volumul de lucru, chiar o considerăm neargumentată, pentru că, de fapt, asta doar va spori numărul apelurilor depuse sau contestațiilor depuse de către cetățeni, dar și va crea o serie de probleme. Spre exemplu, ce facem în cazul revizuirii hotărârilor, în cazul în care apar circumstanțe noi, sau în cazul în care partea nu a fost citată sau partea nu a fost trasă în proces, ceea ce noi avem probleme destul de grave la capitolul ăsta în Republica Moldova, și atunci cum își va motiva judecătorul hotărâre peste nu știu cât timp. Sau ceva se mai întâmplă cu judecătorul care a emis dispozitivul. Deci nu este, chiar nu este argumentată. Am avut practica asta, nu îmi amintesc exact anii, dar a fost și a fost anulată exact din considerent că crea o serie de probleme în practică. Și acum nu înțeleg de ce se introduce. De ce ar trebui? Doamna Kriptevski, dar care este experiența altor țări? Motivarea hotărârilor judecătorești este o practică valabilă în toate statele. Deci eu personal nu cunosc niciun stat, am să caut chiar informația asta, eu nu cunosc nicăieri unde regula este nemotivarea și motivarea doar la solicitare sau în caz de contestație. Eu nu știu, nu cunosc un astfel de stat. Dacă această propunere va trece de a doua lectură în Parlament, ne vom trezi cu un număr mai mare de dosare la CEDO? Numărul de mai mare de dosare la CEDO nu pot să afirm, dar cred că vor crea și astfel de probleme, dar în primul rând se va mări numărul apelurilor, pentru că atunci când o parte citește motivele, își dă seama dacă se merită să contesteze hotărârea sau nu. În cazul în care ai un dispozitiv, atunci chiar 50% vor fi atacate, și natural. Mai mult ca atât, noi în strategie avem parcă strategie de reformare a sistemului de justiție pentru 5 ani și un accent se pune pe responsabilizarea, creșterea calității actului de justiție și de asemenea unificarea practicii judiciare făcând parte din acest sistem complex de măsuri. Eu nu înțeleg cum poți să faci o unificare a practicii judiciare atunci când hotărârile nu sunt motivate. Primele instanțe, acum competențele după modificarea codului de procedură civilă, dar și în special după modificarea legii cu privire la instanțele economice, competența primei instanțe a crescut foarte mult și în acest caz noi nu putem să pur și simplu să lăsăm motivarea la latitudinea părților. Mai și atunci o ultimă întrebare, va trece această propunere de Parlament? Deci eu chiar nu pot să prezic, dar eu sper foarte mult și contez foarte mult pe acei juriști din Parlament, dar și ceilalți oameni care se gândesc la cetățean ordinar. Veniți, asta va afecta în primul rând oamenii care nu au avocați, oamenii care nu prea înțeleg sistemul, pentru că atunci când el merge în instanță, lui nu se știe că trebuie neapărat să ceară motivarea. Cine o să stea să-i explice părților cu uite dacă vrei motivarea? Din contra, practica va merge pe vrei decizie mai favorabilă, nu mai cere motivarea, ca să avem noi mai puțin de lucru. Deci este chiar contra anume persoanelor astea dezavantajate și eu contez că Parlamentul totuși este responsabil. De fapt, cred eu și cei care au făcut propunerea, pur și simplu cred că nu s-au gândit până la capăt, dar eu am încrederea că dacă se inițiază un șir de discuții, atunci și vor realiza că, de fapt, propunerea nu va atinge ceea ce
a inițiat. Știți, uneori avem intenții bune, dar cu intenții bune ajungi în iad, așa și în cazul de față. Am înțeles, doamna Hriptievski, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Nadejda Hriptievski, avocat la Centrul de Resurse Juridice. Continuăm dezbaterile, domnule Bușilă. Până la urmă, această situație vedem că este cu două capete. 50 la 50 sau mai mult de 50 și mai puțin de 50 în funcție de instanță. Trebuia să fie dezbătută această propunere cu societatea publică, cu societatea civilă? Desigur, desigur că da. Eu am impresia că cultura juridică a scăzut mai mult în cadrul Parlamentului decât întreaga societate. Eu am impresia că o parte din juriștii din cadrul Parlamentului se ocupă doar de acrobații juridice, ci nu de reformare concretă a justiției noastre moldovenești. Dacă eu am propus de la bun început să divizăm problematica neajunsurilor sau neîmplinirilor sau problemelor judecătorilor și problematica procesului judiciar sau de judecată în interior. Deci dacă judecătorii au probleme, dați să le rezolvăm. Ministerul Justiției să vină cu propuneri, CSM-ul, CSJ-ul, să dezbată cu juriști, cu experți și să rezolve probleme. Trebuie să angajăm mai mulți judecători, profesioniști. Trebuie să reformăm judecățile, trebuie să le dotăm, trebuie să le dăm un salariu. Dar nu trebuie să-i obligăm sau să le dăm posibilitatea ei să nu motiveze hotărârile. Pentru că ei, dacă nu le vor motiva, corupția în cadrul judecătorilor, din păcate, va crește. Va atinge o cotă alarmantă, pentru că judecătorul va lua bani, judecătorul X, admitem, și el va vedea că nici nu trebuie să argumenteze de ce nu a luat o decizie legală. El nici nu o motivează. Iar în cadrul, dumneavoastră, domnul Zaporojan, ați motivat că în cadrul proceselor de divorț, spre exemplu, judecătorul pierde mult timp. Procesele de divorț sunt toate asemănătoare, pentru că oamenii se despart din câteva motive, pentru că ei nu se înțeleg. Ei fac doar, judecătorul face, doar nici nu trebuie doar, nici grefierul se apropie de computer. Judecătorul face copy-paste de la alte hotărâri a instanței de judecată și o redactează după situația de la noua familie și atât. În multe procese de judecată, în multe motivări a hotărârii, judecătorul pierde 5, 10, maxim 15 minute, pentru că el deja a trecut 10, sute și mii de astfel de dosare similare. Și nu trebuie să te iei 3 zile pentru un judecător. Cât timp ia un judecător ca să facă copii? Pentru dosarele de divorț, spre exemplu, 5-10 minute, așa nu mai mult. Pentru că dovadă, în dosarele de divorț, care dumneavoastră ați menționat, ascultați-mă un pic, da. Dosarele de divorț, care dumneavoastră ați menționat, când părțile, ambele părți sunt de acord, da, să faci copy-paste și să ia argumentarea de la alt dosar și se acomodează la nou dosar și nu trebuie să fie neapărat redactor acolo. Și eu sunt de acord cu situația, dacă un judecător admite o greșeală ortografică, las-o admite, dar procesul judiciar să fie unul transparent și corect. Noi punem cântar corectitudinea gramaticală, corectitudinea cu societatea civilă, să fie mai dezbătut acest subiect? Desigur că da. Cu societatea civilă toate problemele ar putea să fie dezbătute, dar e o problemă de procedură. Pentru că aici vorbim despre cazurile de divorț, cazuri simple, dar sunt și alte cazuri. Eu nu văd ce impact va avea aceste modificări asupra unificării practicii judiciare. Pentru că oricum hotărârile de judecată oricum vor fi motivate, cele care vor fi atacate. Și vă aduc înapoi exemplu, faptul că în practică, acum, la moment, toți judecătorii emit numai dispozitivul hotărârii și îl motivează apoi. Au fost și eliberați judecători din funcție pentru că s-au găsit dosare nemotivate de un an de zile. Și practica a fost formală eliberarea acestui judecător. Din ce cauză? Pentru că motivarea nici nu a prezentat un interes pentru nimeni. Judecătorul pur și simplu a uitat să motiveze această hotărâre unde dispozitivul deja exista. Dar poate judecătorul a venit după deja decizie ca să întrebe la ambele părți implicate în litigiu dacă doriți o motivare. Păi motivarea nu. De dacă parte, dacă este interesată... Dacă acest lucru se lasă prea mult la interpretare, atunci să admitem că sunt judecători, 90% sunt oameni competenți, profesioniști și necuruți. Dar 10% întotdeauna vor fi curuți. Iată 10% întotdeauna se vor folosi de posibilitatea de a nemotiva hotărârea sa. Uitați, bine, această propunere, până la urmă, care este scopul ei? De a scoate dosare, de sub presiune judecătorii pentru că nu, au un volum nu, mare pentru a ridica corupția în cadrul judecătorilor. Uitați-vă, eu în multe dosare argumentez
probă cu probă. Un an sau doi sau uneori trei ani durează un dosar, și este un dosar foarte gros, păi, iar judecătorul și așa, ne mișcăm spre reforma justiției, nu spre... Asta nu e reformă, asta e antireformă. Judecătorul și așa emite o hotărâre și nici nu face trimitere la probele respective, care au fost obținute cu mare greutate, cu foarte mare greutate. El nici nu o amintește în hotărârea sa. Conform legislației actuale, iar dacă noi modificăm legislația și nu îl obligăm să o motiveze, el în general nu face trimitere la nimic. El face o pagină, cum face în ziua pronunțării, o face cu pixul repede pe un formular și o dă părților. Și atât. Dar asta este profesionalism. Domnule Zaporojan, nu, nici într-un caz. Există și o altă alternativă. Dumneavoastră motivați prin faptul că va provoca corupție. Da, cauzele care provoacă corupție prezintă un interes pentru părți și părțile oricum vor cere motivarea acestor hotărâri și judecătorul va fi conștient despre faptul că o altă hotărâre va fi necesar să o motiveze și el oricum va avea recurs, da? Păi da, dacă o motivează normal. În instanța de apel și recurs, el nu se bazează în instanța de apel sau recurs. În instanța de fond, stați, în prima instanță. Nu duceți în eroare. Dar nu duc pe nimeni în eroare, noi discutăm foarte simplu. Păi nu se motivează instanța de apel sau de recurs. Va fi obligat judecătorul să motiveze în prima instanță hotărârea sa atunci când o va solicita partea. Vorbim despre situațiile când nu vor fi motivate. Așa avem o prea mare birocratizare în cadrul procesului. Noi trebuie să-l ușurăm, noi trebuie să-l favorizăm procesul judiciar. Domnule Zaporojan, tocmai de asta vă întrebam. Dacă o clipă, o să continuați. Noi trebuie să ușurăm cererea, nu să o îngreunăm. Domnul Bușilă, știm că nu trebuie să o îngreunăm. Există altă soluție, altă alternativă de a scoate de sub presiune judecătorii care au un volum mare de muncă? Sigur că care ar fi? Păi în toate statele, pentru că în alte state, anual, se face deci, o evidență, o contabilizare a numărului de dosare. Există o anumită sarcină care poate fi pusă pe umerii unui judecător. Câte cauze poate fi fizic, cel puțin, exact, examina un judecător. Și anual se face o astfel de contabilizare și pe anual Ministerul Justiției solicită un număr mai mare de pildă sau mai mic de judecători care trebuie să fie în funcție pentru a face față volumului de cereri care sunt înaintate în fața instanței de judecat. Iată, aceasta ar fi o ieșire din situație. Desigur că cea mai ideală situație ar fi ca toate hotărârile, chiar dacă sunt pentru SAFEU, ar trebui să fie motivate. Dar în situația în care suntem, chiar ar fi o ieșire din situație și judecătorii nu ar avea această sarcină să lucreze numai pentru SAFEU în unele situații. Numai pentru SAFEU. Domnule Zaporojan, mai devreme a spus despre necesitatea unui redactor. Da. Sau unui asistent, pentru că conform modificărilor elaborate la legislație care reglementează funcționarea sistemului judecătoresc, votate săptămâna trecută în prima lectură, fiecare judecător va avea un asistent. Oare nu trebuie să ocupe acest asistent? Asistentul trebuie să fie un jurist care să ajute, iată, pe judecător în deci adunarea materialelor care sunt necesare pe cauză, practica judiciară care există deja pe cauza dată, legislația pertinentă, practica altor state, jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene, care toate să le pună pe masa judecătorului și judecătorul să emită o hotărâre corectă. Pentru că acum, suntem la final. Acum, redactorul este cel care va redacta hotărârea de judecată pentru că, înțelegeți, publicul larg, societatea, nu se adâncește în problemele de drept care sunt expuse în hotărârile de judecată. Se atrage atenție la niște cuvinte bizare, bunoară, neutilizate corect în contextul expus de judecător. Și adică aici nu vorbim de asistență. Se fac bancuri. Vorbim de redactori, oameni speciali. Da, așa cum este la Curtea Constituțională, avem o secție redacțională care asigură ca să nu se fie admise astfel de gafe și care asigură corectitudinea tuturor formulărilor judecătorului constituțional. Așa și în instanțele de judecată, cel puțin deci ar trebui să existe un redactor care să privească... Bine, până la urmă, într-o frază. Dacă nu va exista obligativitatea motivării hotărârii, pentru ce este nevoie de redactor, de asistent, de altceva? Dar nu, ce mai este nevoie? Neastră, înțelegeți că tot același număr de cauze vor fi motivate.
ca și până acum, pentru că... Dar pentru ce să scoatem obligativitatea motivării atunci? Pentru a nu motiva hotărârile care sunt pentru SAFEU. Dar care în opinia dumneavoastră sunt hotărârile care dumneavoastră le credeți după asta pentru SAFEU? Cele care acum 50% nu sunt atacate de nimeni. Dar de unde știți dumneavoastră că acele... Ați făcut o lege pentru 100%, nu pentru 50%. De unde știți dumneavoastră că cele 50%, anume acelea, nu vor fi nevoie de motivare? Dar nu celelalte 50%. Prima lectură. Eu sunt de părere că dacă un proces riscă, știți cum a spus cineva, mai bine... 10 criminali să fie la libertate decât un om cinstit să fie la pușcărie, da? Iată, dacă un proces riscă din cauza unor prostii juridice, îmi voi permite această exprimare a unor deputați incompetenți din Parlament, atunci nu, mai bine să rămână legea așa cum este ea, ca mai bine să fie o greșeală ortografică, gramaticală, dar să fie, să triumfe adevărul în final, pentru că asta este esența procesului de justiție. Și eu cred că dacă noi discutăm despre, da, într-adevăr, eu sunt de acord, trebuie să ajutăm pe judecători, dar să ajutăm să nu cumpărăm mașini de lux, să nu dăm salarii mari unor demnitari incompetenți și neprofesioniști, ci să dăm salarii mari judecătorilor care lucrează din greu în primele instanțe, în primul rând, în a doilea rând celor de apel și de recurs. Domnule Bușină, din păcate nu avem timp. Domnule Zaporojan, într-o frază, care este scopul acestei propuneri și dacă va avea sorți de izbândă? Eu consider că această propunere va eficientiza actul justiției și va ridica deci statutul sau motivările care sunt date pe hotărârile care, pentru că mai avem încă două instanțe deasupra, e apelul și recursul, unde și acolo vor fi examinate cetățenii. Și nu trebuie să de spus că totul este prostit și cei ce vă domnilor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri și această dezbatere. Pur și simplu v-am întrebat din motiv că Victoria are nevoie de pregătire. Vă mulțumesc mult. Rămâneți alături, revenim pe o scurtă pauză. Urmăriți Publica News, o taximetristă a fost găsită moartă în această dimineață în apropierea orașului Ialoveni. În urma expertizei medico-legale s-a stabilit că victima a fost înjunghiată. Potrivit consilierului ministrului de interne, Eugen Onică, versiunea preliminară este că femeia a fost ucisă pentru a fi jefuită. Era ora 9 dimineața când agenții de circulație au observat mașina unei firme de taxi abandonată la marginea drumului. Corpul neînsuflețit al victimei a fost găsit chiar aici de către polițiștii care patrulau în preajmă. Versiunea de bază examinată de polițiști este că femeia a fost omorâtă pentru a fi jefuită. Deocamdată s-a văzut că persoana a fost deposedată de bijuteriile pe care le avea. Și acum deja se lucrează pentru a verifica ce comenzi a primit în perioada în care se afla în tura de noapte. Victima avea 34 de ani și locuia în capitală împreună cu fiica sa. Femeia lucra în calitate de șofer la o firmă de taxi din Chișinău. Noaptea trecută, ultima comandă a fost înregistrată la ora 2. Ea urma să transporte un client din sectorul Botanica la Buicani. După acest apel, firma a pierdut legătura cu angajata. В правилах водителя есть, что он должен объявить в эфир, что он закончил работу, отмечать заезд. Но она этого не сделала, и как бы диспетчер тоже не искал. Administrația firmei de taxi mai spune că noaptea trecută victima nu a folosit parola pentru a chema paza. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor intenționat. Discutăm securitatea călătoriilor în taxi. Cu invitații orechei sunt Arcadie Melnic, director al unei agenții de securitate, și Natalia Trifaniuc, administrator interimar al unei companii de taximetre. Bine ați venit la Publica News. Doamna Trifaniuc, care sunt acele criterii după care sunt angajați cei care vin să muncească într-o companie de taxi? Îndeoseb femei, pentru că sunt mai puțini. Sunt aceleași criterii. Sunt tot una la toți. Că noi luăm cu experiența în șoferie după 3 ani de zile. Aveți multe femei care activează? Am avut o singură femeie în serviciul nostru. Ați avut și numai? Nu, Violeta. Care... o singură femeie a fost cea care a, taximetrist, da. Care a fost omorâtă la Ialoveni. Noaptea asta, da. Domnule Melnic, da. Cât de sigure vi se par taxiurile, atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în Moldova?
На данный момент я хочу сказать так, что наша компания обеспечивает безопасность компании, которая представляет дом на Наталья. Но, как и было сказано в репортаже раньше, мы не получали сигнала на вызов, поэтому как бы и не реагировали. Хотя на данный момент и практика показывает, что мы работаем еще с 4 компаниями такси по другой системе, используя систему тревожных кнопок, используя систему мониторинга за таксистами, что позволяет более качественно оказывать те же услуги и более оперативно. Și acest sistem de monitorizare se isprăvește cu toate mașinile? Da. Практика показала, что на данный момент это наиболее или один из самых эффективных способов оказания содействия, помощи таксистам, которые работают в ночное время, которые больше привержены случаям нападения, другим хулиганским акциям по отношению к тем же таксистам. Pentru că perioada de noapte este mai periculoasă pentru taximetriști. Credeți că șoferița despre care vorbim a cunoscut pasagerul sau îl cunoștea pentru că nu a activat butonul de securitate sau nu a venit cu acea parolă despre care s-a vorbit în materialul video? Eu nu mă gândesc că e cunoștea eu și mă gândesc că e în afara orașului nici de pe efir nu lua comandă. Eu mă gândesc că e era dusă cu deasâla în afara orașului. E noapte, nu ieșe din afara orașului. Nici cu comanda de pe efir, nici cu comanda de pe bordură. Cred că se vede că au fost nevoită. Era... Adică a fost dus în Ialoveni cu Sila pentru că da. Ea nu efectua comenzi în acea zonă. Cât de dotate sunt mașinile? N-am auzit bine. Cât de dotate sunt mașinile din compania dumneavoastră? Dotate? Aici vorbim dotate cu aparate, cu acele aparate radio care vorbesc între Câte ei. Câte mașini sunt la noi? Cât de dotate? Au toate aceste aparate? Au. Sau sunt unele care nu au? Nu, toți sunt cu aparate la noi, toți sunt cu stație radio. S-au întâmplat multe cazuri de acest gen? Nu așa de multe, dar sunt cazuri. Când se așează din urmă pasageri, îl nedușă șoferul, îi adresăm la poliție, invităm Saturn Group, avem contract cu dânșii. De câți ani activăm, de atâția ani și avem contract cu servicii pază. Dacă nu sunt multe cazuri, câte sunt ele la număr? Precis nu pot să vă spun precis cifra, dar se întâmplă. Se întâmplă. Credeți că dacă șoferița acelei mașini reușea să prevină cumva înainte de a ieși în oraș, se putea evita acest tragic caz? Da, я думаю, что она могла. Ну, специфика работы таксиста, в принципе, предусматривает меры личной безопасности. Если только это не было силой, когда она по невнимательности, то я думаю, что она должна была предусмотреть ночью этот факт, что могли быть вот такие последствия. Care sunt măsurile de siguranță pe care le efectuați în cazul mașinilor care circulă în oraș, în afara orașelor? Dincolo de o stație radio. Noi facem instructaj când intră la lucru la fiecare șofer, instructaj care le lămurim cum să lucreze, și asigurare au, și cum să lucreze cu dispeceratul. La noi fiecare șofer care iese în afara orașului e obligat să anunță dispecerul că el iese din afara orașului. Violeta nu a făcut lucrul ăsta, se vede că ea nu putea să vorbească la rație. Domnule Melnic, în cazul în care totuși șoferul reușește să atenționeze cumva dispeceratul sau reușește să apese acel buton de alarmă, cât timp are nevoie o companie de securitate ca să ajungă sau să intervină în astfel de cazuri? Значит, практика показала, что в среднем 3-6 minute. Все в зависимости от наличия в данной зоне оперативной группы. Потому что наши все оперативные группы и те технологии, которыми мы располагаем, позволяют видеть общую картину, которая творится в городе. То бишь, наши машины оборудованы системами GPS,
И машины клиентов, которые оборудованы тревожными кнопками системы GPS, позиционируются на общую карту города. И поступивший сигнал тревоги сразу позиционируется на экран, и мы видим ближайшую группу для того, чтобы сократить время прибытия до минимума. Поэтому и в среднем 3-6 минут. Vorbim despre monitorizare. Știm că și dispeceratul monitorizează. Este o acțiune comună a dispeceratului companiei de taxi și a serviciului de pază să monitorizeze situația împreună sau fiecare se ocupă separat? Cu... La noi separat. Întreprinderea noastră și a lor e separat. Monitorizează. Da. Noi am dus tratativele să facem și butoni de alarmă până când n-am ajuns la... consensus. Adică puține taximetre sunt dotate cu butoane de alarmă în orașul Chișinău. Da, este brați obșiu cifru taxi, я думаю, процентов 10 в лучшем случае. Doar 10%. Suntem acum în legătură telefonică directă cu Eugen Onică, consilierul ministrului afacerilor interne. Domnule Onică, bună ziua! Bună ziua! Dacă de dimineață până acum au apărut careva detalii, puteți să ne spuneți? Pot să vă dau doar detalii referitoare la mersul cercetării acestui caz. Acum se lucrează cu martori care ar fi putut să vadă această mașină în zonă. La fel se lucrează și pe partea experților criminaliști care au de lucru cu amprentele papilare lăsate acolo pe mașină. Și totodată se încearcă să se stabilească traseul pe care s-a deplasat această mașină în tura când a dispărut. Din ceea ce ați declarat, înțelegem că un suspectat de vinovăție în acest caz deocamdată nu există. Deocamdată nu există. Vă spuneam că sunt câteva etape care ar trebui să fie trecute până la aceasta. Deci mai întâi stabilirea traseului și pe urmă martori care ar fi putut să observe această mașină sau eventuale persoane care ar fi urcat înăuntru. Am înțeles, domnule Onică, vă mulțumim mult. Am discutat, doamnelor și domnilor, consilierul ministrului afacerilor interne, Eugen Onică. Continuăm discuțiile la Publica News. Domnule Melnic, cât de eficiente sunt aceste sisteme de securitate, dacă vorbim doar despre 10%? În curând, vom putea vorbi despre un număr mai mare și va duce asta la o eficientizare majoră în ceea ce privește securitatea călătoriilor în taxi? Имеющиеся уже на пример, определенные примеры, говорят, что об эффективности данной системы, что касается безопасности водителей. И я не буду приводить компании, которые уже работают в пример, но случаи, когда один из таксистов был выброшен из машины и такси было угнано, мы машину нашли благодаря системе GPS. Также были у нас случаи, когда кроме компании такси этой системой пользуются и другие организации, которые заинтересованы в безопасности своих сотрудников. У нас в прошлом году был случай, когда тоже женщина, водитель машины была захвачена, и мы в взаимодействии с полицией остановили эту машину, задержали в Пырлице. И как бы предотвратили само преступление, которое должно было совершиться. Ну, вот, поэтому мы готовы предоставлять эту услугу, с учетом, зная ситуацию как бы, в городе, общаясь с таксистами, зная спросы. И поверьте мне, что мы делаем все возможное со стороны нашей компании для того, чтобы обеспечить... таксистов данной системы безопасности, то бишь гибкая ценовая политика, как на... Apropo de prețuri, aceste prețuri sunt accesibile pentru o companie de taxi, hai să spunem, de 100-150 de mașini? Да, вполне. С учетом того, что данную систему мы устанавливаем, оборудованием останавливаем бесплатно, и разговор идет только о ежемесячной абонплате в пределах 200-300 лей максимум. Pentru o mașină. Tak, da, da. Își poate permite doamna Trifaniu cu o companie 200 de lei pe mașină lunar? Cred că da. O să ne gândim la întrebarea asta tot și la butoane. La noi este problema că noi, în afară de mașinile proprii, avem mașini arendate și ei închirii.
și tare des schimbă, vin, se duc și este problemă ca instalare. Dar aceste mașini să rămână fără aceste butoane care îi poți salva, de fapt, din astfel de situații. În cazul dat, dacă vorbim despre, despre tragedia întâmplată la Ialoveni, șoferița era pe mașina companiei dumneavoastră. Mașina era, nu era proprie. Arendată de compania noastră. Adică era mașina e proprie. Nu a ei. Nu a ei. Nu. O închiria. Domnule Melnic, ar salva situația în Republica Moldova astfel de taxiuri cum sunt în Statele Unite, de exemplu? Are să fie izolate. Să fie izolată bancheta din spate cu cea din față. Sau este o irealitate pentru țara noastră, deocamdată? В принципе, практика изолирования водителя, как та, которая существует в других странах мира, подтверждает, увеличивает гарантию безопасности этого же таксиста. Но это желание, но это не проблема систем агентства безопасности. Это проблема руководства такси, которое, наверное, в первую очередь должно быть заинтересовано в обеспечении безопасности своих же водителей, которые работают. De ce credeți că doar 10% din taxiuri sunt dotate cu astfel de butoane de alarmă? Nu sunt proprietarii interesați de sănătatea sau de viețile șoferilor? Programa, которую мы сейчас претворяем в жизнь, существует, в принципе, уже около 3 лет. Мы активно работаем с многими директорами такси, предлагая данную систему. Где-то мы находим понимание, где-то нас просят подождать. Здесь, в принципе, все от руководства компании зависит. Мы готовы оказать эту услугу, но влиять на ситуацию, обязать директоров. Credeți că după acest caz veți avea mai multe comenzi sau după cazuri tragice de obicei lumea apelează la niște soluții? Я думаю, что пройдет еще немножко времени, пока директора компании поймут, что данная система поможет им. Puteți să ne spuneți dacă sunt și alte meserii sau companii, nu neapărat de taximetre, care apelează la serviciile dumneavoastră. Și care sunt ele? Это компании, связанные с перевозками, которые пользуются нашими услугами. В основном компании, занимающиеся бизнесом и работники которых работают на территории республики. Не только в городе, но и на территории республики. Есть спрос на данную систему и у частных лиц. Мы по точно таким же условиям работаем и с частными лицами. Люди, заинтересованные в своей безопасности, в безопасности своих близких, приходят к нам, и мы оказываем данную услугу. Există și o alternativă acestui buton de alarmă pentru un șofer de taxi, dacă nu ar avea acest buton? Nu, на данный момент вряд ли. Nu prea este. La final, doamna Trifaniuc, este gata compania de taxi să suporte careva cheltuieli pentru a-și dota mașinile cu astfel de buton? Vorbim de acele mașini care sunt a companiei. Nu e să ne gândim pe tema asta. Cred că o să luăm o decizie corectă pentru întreprinderea noastră. Tragedia e foarte mare pentru întreprinderea noastră și o să ne gândim. Pentru că s-au adresat șoferi după ce au aflat ce s-a întâmplat cu colega lor care să zică nu, că s-au adresat să fie mai securizat. Până când la noi toți șoferii plâng și toată întreprinderea tot în stres, în tragedie. Nu s-au adresat încă cu așa întrebări la noi șoferii, dar o să ne gândim. Doamna Trifaniuc, domnule Melnic, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile de astăzi de la Publica News. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături, revenim cu un al treilea subiect. Urmăriți Publica News după câteva săptămâni în care ne-am întrebat ce legătură există între cinematografie și Mămăliga. Misterul evenimentului a fost elucidat. Cinemaliga este un proiect care își propune să reunească cinefilii din Moldova într-o atmosferă degajată. Spun organizatorii, amatorii vor avea ocazia să învețe cum se realizează o producție cinematografică. Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost inspirat din acțiuni similare desfășurate în străinătate. Cinema Liga constă din 3 noțiuni, din 3 cuvinte. Cinema, Liga și Măliga. 2 zile, 3 și 4, vor avea loc training-uri cu muzică live,
cu voie bună, cu mărigă, să comunice într-un spațiu leger unde e plin de oameni care tot ca și ei visează sau fac deja filme. Participanții la eveniment vor putea lua lecții de cinematografie de la profesioniști din domeniu, printre care regizorii Igor Kobylianski și Virgil Mărgineanu. Le arătăm cum se face filmul, explicăm, îi îndrumăm, după care au 48 de ore să-și arate ce au înțeles în urma treningurilor. Organizatorii își propun ca filmele de scurt metraj realizate în cadrul proiectului Cinema Liga să fie trimise la diverse festivaluri. Evenimentul începe pe 3 iulie la Muzeul Zemstvei de pe strada Șciusev din capitală și se va încheia pe 7 iulie. Cu ce totuși se mănâncă Cinema Liga? Vom afla în continuare de la invitații ore la Publica News. Ei sunt Vitalie Perciun, regizor, Victor Medinski, organizator al proiectului Cinema Liga și Gheorghe Acarjanian, producător general în departamentul programe la Publica TV. Bine ați venit! Bine v-am bun! Astăzi au fost făcute primele dezvăluiri. Ce înseamnă proiectul Cinema Liga? O întrebare valabilă pentru toți invitații. Domnule Perciun. Pentru mine, personal, chiar acum vă spune, Cinema Liga înseamnă un vis care de mult visam să fie împlinit. Să creez o ambianță, un mediu unde cineaștii, cât începători, cât și cei mai avansați, să aibă o platformă pentru crearea filmelor. Și visul e împlinit sau urmează a fi împlinit? Deci, din ritmurile în care ne mișcăm noi, în timp, tot proiectul, am dat start proiectului doar o săptămână jumate, două în urmă, și avem deja un răspuns foarte intensiv de la public, presupun că se va împlini. Și acum parcurs tot evoluează în continuare, dar despre asta cred că mai bine Victor spune. Domnule Medinski, platformă, idee, festival, mult se întreabă și până acum. Cei care nu au fost astăzi la... La momentul de față, cu certitudine, deja este o comunitate. Având în vedere cifrele care ne le prezintă doar Facebook-ul, adică sunt niște cifre gen 150.000 oameni care discută la subiect, sunt cam 30.000 oameni direct implicați în pagină. Deja e clar că este o comunitate. Ce ține de platformă, asta având în vedere faptul că tot se învârte în jurul cinematografiei, Mama Liga noastră vorbind acum, se învârte în jurul cinematografiei, adică ce ține de eveniment, evenimente de genul nu prea s-au practicat în Republica Moldova, adică în care în cadrul evenimentului nemijlocit se explice omului, uite cu ce se mănâncă, cum se face chestia asta, vrei regie, uite asta înseamnă regie, vrei scenografie, uite asta înseamnă scenografie. Adică au fost evenimente de genul, dar oamenii au fost nevoiți să descurce singuri, adică li s-au spus termenii, uite ai 48 de ore la dispoziție, te descurci. Noi însă o abordăm altfel, adică încercăm să implicăm oamenii prin a conștientiza ce se trece. Gheorghe, tu ai înțeles cu ce se mănâncă Mama Liga? Da, noi, это, наверное, очень интересно, когда 48 часов, да, за 48 часов ребята сделают фильмы, здесь очень много проверяется, и это, наверное, очень хороший пример для того, чтобы понять, что чтобы что-то делать, не нужно ждать то, что придет. Придут, дадут денег, скажут, снимай кино, придут просто с хорошим сценарием, с хорошим оператором. Здесь ребята, как я понимаю, будут выбирать к себе команду, и тут скажется и командный дух, и, наверное, и идеи, и, насколько я понимаю, короткометражные будут фильмы, потому что короткий фильм сложнее, наверное, сделать, ты более концентрированную идею, вот, и еще в таких условиях. Я думаю, что это будет очень интересный проект. Și de aici vor avea de învățat și tinerii. Da, я думаю, что не только молодые будут, не только вот молодые режиссеры или там вот да. Люди, которые учатся именно в Академии искусств, которые выбрали свое будущее в кино. Я думаю, что многим будет интересно, может кто-то раскроет для себя какие-то свои стороны, кто-то может, фотограф может стать оператором, человек, который учится на журналистике, может стать сценаристом впоследствии. То есть здесь как раз проект, наверное, когда можно и себя проверить, и посмотреть, как в команде работаешь, и как... O altă parte interesantă a acestui proiect este culoarea galbenă, care este omniprezentă în fiecare spot, fotografie și așa mai departe. În televiziune, această culoare înseamnă breaking news, cel puțin la Publica TV. De unde vine culoarea galbenă? De la Măligă. Și aici vă întreb, de ce simbolul Măliga sau Mămăliga? De ce nu alt simbol? Nu, Măligă e, în primul rând, e rezultat din combinație cuvântului cinema și ligă. Și e o combinație bună care dă la moldoveni. Un străin înțelege termenul ăsta corect,
un non-moldov, care, care nu a gustat mămăligă. Da, care nu a gustat mămăligă. Dar moldovenii pot să asocieze asta inclusiv cu mămăligă. Mămăligă de ce? Asta e o chestie națională a noastră. Nu m-aș grăbi să ridic asta la rang de mândrie, dar e o chestie care oamenii noștri folosesc și aproape de fiecare. Și în caz dat, culoarea și tonul nostru care noi vrem mesajul să-l ducem în masă, e o atitudine pozitivă, una deschisă, cât mai deschisă și un soi de clacă, dacă să-i formulăm. Când oamenii se adună, se distrează, comunică și luau mămăligă, pune mâna la mămăligă, asta cum ar veni. Adică oamenii nu pur și simplu, o să vină și începători, și avansați. Și noi chemăm avansați și discutăm cu ei anume în cheia că ei se implice să ajute începătorii, să ei să-i ghideze, să-i ajute să formuleze ideile, să facă un film. Asta e scopul primordial, să comunice toți, să învețe și să facă. Domnule Medinski, cred că ideea inițială nu a venit de la mămăligă. S-a văzut cineva o mămăligă și culoarea galbenă și s-a gândit că o să facem o platformă sau un festival. Cum s-au pus bazele acestui proiect și de unde vine? De unde se trage? Foarte ciudat, de fapt, s-au pus bazele, recunosc. Noi ambii, cu Vitalie, fiind originali din orașul Chișinău, chestia asta am discutat-o în Cluj, în cadrul la TIF. Eram ambii la anul trecut, dacă nu mă greșesc, desfășurat TIF-ul, era o ediție așa mai specială, să zic. Cam și... fix un an în urmă. Da, exact, un an în urmă s-a născut Cinema Liga. Bine, nu avea forma asta. Deci acolo a apărut ideea, adică ideea, bine, mai mult decât e vorba de un eveniment aici, de fapt, că ideea lui Vitalie era că, uite cum stau lucrurile aici, știi? Uitam în, vorbim de România acum. Uite cum stau lucrurile, oamenii sunt deschiși, vorbesc cu un actor ăsta, da, e gata, să filmeze pe gratis, nu contează, contribuie, adică oamenii sunt deschiși. Când la noi, bă, dar câte ruble dai, știi? Cam asta e, adică, prima întrebare care apare. Deci asta o problemă a actorilor sau, mă rog, a celor care bine, sunt e o problemă ce ține de mediu, de fapt. Adică nu putem învinui acum, da, vina, că e vina actorului, vina producătorului, care... E o chestie mai complexă. Da. La noi oamenii sunt un pic mai închiși decât acolo și mai puțin sunt unicul eveniment anual care este cinema. În general, asta e cronograful. Și asta e un eveniment foarte bun. Dar nu e destul. Ar fi bine să fie încă ceva care să unească oamenii. Eu nu uscă specializirea, nu tocă documentalnă în kino. Da, și de ficțiune nu există nici. Dar și studenti care снимат свои хорошие работы на третьем, четвертом курсе, эти работы один раз покажут на экзаменах, и все, они ложатся на полку. Эти фильмы больше никто не видит и нигде их не показывает. Это проблема как бы индустрии, я думаю, что... Da. Din ceea ce ați spus, am înțeles că este o platformă pentru cinefili, pentru cei care vor să facă film, pentru cei care vor să se implice pentru oamenii în, de creație în această ca producție. Tare. Pentru oameni de creație ca tare, din cauza că, având în vedere faptul că cinematografia e o a patra formă care le sintetizează, de fapt, toate, și muzica, arta plastică, etc. Acesta să fie targetul Cinema Ligii? Exact. Da. Asta e targetul cel mai. În primul rând, artiștii care sunt deja muzicanți, toți ar fi, încercăm să atragem și pe ei ca să creez deja artiști creați care să contribuie la cinema. Fiindcă până la capăt ei contribuie oricum la cinema. Până la urmă au fost mulți artiști care au trecut prin studiourile, cel puțin unde s-a făcut spotul și s-au făcut multe fotografii. Ce spun artiștii? Revenim și o să ne răspundă invitații Publica News. Urmăresc Publica News, discutăm despre Cinema Liga. Domnule Perciun, ce spun artiștii, ce spun cei care au venit să se filmeze? Nu, mare parte oamenii nici nu știau pentru ce se filmează, unii știau, dar în general toți le-au plăcut. Eu am știut, dar nu am întrebat. Ideea însăși, pentru cei care le-au plăcut ideea însăși de atitudine pozitivă, originală, dacă vreți, și simțul ăsta de veselie, de fun, de distracție care ar trebui lipsă. Chiar dacă fața nu exprimă aceasta. Sunt diferite feți pe care le-am văzut într-o altă ipostază decât de obicei. Comediile nu înseamnă doar zâmbete. Comediile înseamnă situații hazlii sau... Deci sunt mai multe chestii, nu înseamnă neapărat fețe hazlii. Asta e o chestie care, apropo, Moldova tot văd că deseori se confunde. Comedia nu înseamnă doar zâmbet. Situația trebuie să fie comediantă și asta cred că și le-a plăcut lor. Care este economia acestei platforme? Eu cred, nu, eu doar pot să menționez o chestie și aș vrea mai degrabă Victor să spună despre asta, că noi acum, la etapa dată, când suntem, noi nu avem alt finanțator decât Ministerul Culturii și noi însăși, organizatorii. În rest, cred mai bine Victor să spună. Deci ideea de fapt e simplă.
Orice idee se cuantifică la un moment dat. Deci asta e premizele pornirii spre evenimentul nostru. Având în vedere faptul că în Republica Moldova toți pornesc la ideea câți bani sunt și facem în funcție de câți bani avem, noi am pornit de la idee și să vedem câți bani poate coagula în jurul său această idee, vorbind de economia evenimentului. Simplu. Dar dacă vorbim despre efecte, pentru că văd că pe Facebook, pe această rețea de socializare, mulți artiști își pun poza de profil de la Cinema Liga. Eu fac nu de cei când le-am rugat, fiindcă ei și-au dorit asta. Până la capăt toți și aleg, nimeni nu e obligat nimic să facă, asta și e chestia. Este o formă de atitudine la moment. Da. Adică nu e vorba aici de cuantificarea anumitor resurse, interese sau ceva de genul. Deci pentru cei care nu au reținut, care este perioada desfășurării acestui eveniment? Între data de 3 și 7, deci 3-4 sunt trainingurile. Iulie, exact. 2012. Și unde? La Muzeul Zemstvei. Da, la Muzeul Zemstvei. Care este punctul culminant al acestui eveniment? Mulți ar fi așteptat la un premiu, spre exemplu. Deci nu sau vor... se întreabă deci, ce urmează. Principal premii nu vor fi, fiindcă noi nu încercăm să-l să spunem ce mai bun și ce mai rău. Ideea e că să comunici, să înveți și să creezi ca rezultat. Deci creația în caz dat vine ca rezultat comunicării, bunii voințe a persoanelor care vin încolo, oamenilor. Ne mai vorbim că noi să le ajutăm asta, să facă asta prin muzică, care va fi muzică live acolo, și tot felul de activități mai mici și mai mari, ca să stârnim. Însă și tot evenimentul e planificat așa, că ei cât mai mult să ciocnească unul în altul, să comunice cât mai mult. Мне кажется, что и очень сложно выбрать лучший фильм в таком вот бешеном марафоне, там, допустим, будет 20-30-40 работ, какие критерии должны быть, какая из них лучше. Я думаю, что самый главный критерий – это атмосфера и аплодисменты, которые будут в зале. Это самая большая премия, самая лучшая премия – это улыбки зрителей. O chestie care țin neapărat, aș vrea să menționez, asta e că noi nu atât declarăm că noi avem mulți bani, avem echipament și veniți și vă dăm și faceți. Noi chemăm cât mai mulți oameni cu echipament, ca să... Deci, practic, fiecare ar fi bine să contribuie cu ceva. Cine are un aparat foto, o videocameră, aduceți-l încolo, calculator, laptop, veniți cu el încolo, fiindcă, din dată, deci, eu estimez că o să fie făcute circa 50 de filme, de scurtmetraj. Oricum, ce resurse n-am avea, nimeni nu poate suplini atâtea resurse, calculatoare și videocamere, ca să pe toți echipamentele. Așteptați oameni din afară? Da. Ne-au confirmat prezența niște persoane, anume din domeniul actori și regizori, din România și din Ucraina. Sper să ajungă. Gheorghe, săptămâna trecută, Publica TV a mai avut un eveniment, este vorba despre campania Vara în oraș, în care s-au prezentat câteva filme al lui Igor Kobylianski. Probabil și un imbold pentru cei care se întreabă cum poate fi văzut filmul și altfel în Republica Moldova. Să facem afară, spre exemplu. Dar cum văd cei de afară filmul din Moldova și ce lipsește producției autohtone? Ну, очень многого не хватает. Наверное, вот, чтобы создать любую индустрию, это должно в определенной мере государство поддерживать, конечно, про это все говорят. Должны быть изменены какие-то законы, закон, связанный с кинематографом, о том, как, кто и на какие деньги должен снимать кино. И, конечно, первое, во что я предложил бы вложить, это, конечно, в образование, потому что у нас... Наверное, одна из самых больших проблем – отсутствие продюсерского факультета. То есть режиссер, оператор-сценарист, он вынужден мотаться, искать деньги, писать письма, финансовые документы, составлять бюджеты, хотя его задача – написать сценарии, разговаривать с актерами, думать, какую музыку подбирать. И вот когда он уже вот это все деньги нашел на проект, у него сил уже просто не остается ничем заниматься. Продюсеры должны заниматься поиском вот этих фондов, проводить встречи с потенциальными спонсорами, с министерствами, заниматься копродукцией с другими странами. Вот когда у нас, наверное, запустится вот это вот поколение ребят, которые умеют, уже есть связи, работы с иностранными рынками, я думаю, тогда мы выйдем на другой уровень. Пока мы рассчитывать на свои силы не можем, в принципе, потому что многие маленькие страны, они работают на копродукциях, в них что-то снимают, в них что-то, то есть приезжают американцы или немцы снимают в этих странах, как в Грузии, допустим, там полностью они подняли процесс кинопроизводства, потому что они заключили с американцами 5-6 контрактов на полнометражный фильм, потому что они говорят, вот смотрите, какая у нас природа, смотрите, сколько у нас много солнца, можно снимать
любую Европу, европейскую сцену. Дар может... Асса с-a întâmplat cu suportul autorităților. Естественно. То есть, но они, когда сюда приезжают, допустим, какая-то съемочная группа, если собирается что-то снимать, им нужен гарант. Гарант это либо киностудия, которая берет на себя ответственность, там, технический персонал какой-то технический, все. Здесь, конечно, в этом должна быть заинтересована страна, потому что это имидж страны. Потому что на многие крупные киноформы, маленькие страны, они не представляют даже свое производство. Они представляют свою страну, что приезжайте к нам, у нас можно снимать кино, с нами можно работать, у нас можно делать общие проекты. Domnule Vedinski, Cinema Liga vrea să tragă un semnal de alarmă, să atragă tineri, să atragă artiști, să atragă pe toți oamenii de creație. Dar există și această speranță de a atrage nu doar Ministerul Culturii? Exact. Deci Ministerul Culturii reieșe din faptul că trebuie să o facă, să zic așa. Asta a fost reacția Ministerului? Sunt nevoiți să fac. A fost o chestie inevitabilă, adică pentru minister. Adică ei au înțeles ideile noastre și au înțeles că e o cale foarte oportună pentru ei de a transmite mesajul lor. Da, dar deci au fost foarte deschiși până la cap. Adică au fost foarte deschiși, foarte receptivi, da. Chiar au mers în întâmpinare și sunt foarte mulțumit lor. Nici nu s-au pus în discuție. Sunt foarte, foarte mult. Din altă parte, noi acum nici nu vrem să atunez... Da, dar noi... Da, dacă îmi permiți. Da. Noi nici nu am încercat, adică să fie înțeles clar. Noi nici nu am bătut la nici absolut o ușă, ce ține de sponsorizare sau de finanțare. Noi am zis că o facem, după care oamenii văd ce se întâmplă. Adică, cum colegul, când în momentul în care vorbeam cu partenerii, am zis că, Vitalie, stai, scoatem, ne arătăm atitudinea cum ar veni, am făcut teaserele care deja le cunoașteți și... Deci discuțiile au fost foarte lejere, foarte oamenii nici nu s-au pus problema că să nu dorească să se implice sau ceva de genul. Da. Deci noi am mers iată pe calea asta. Adică noi creăm atitudine, noi creăm comunitate, noi creăm careva pârghii de marketing, ar zice, din punct de vedere a cinematografiei. Bine, în punctul meu de vedere e un pic inexistent în cinematografie, care trebuie un pic structurate, trebuie, aceleași cum remarcă și băieții, nu există un concept de producție, de producători, bine zis, în piața locală. Exact cum a spus colegul, îmblă regizorul și caută, adică el trebuie să ocupe, are alte atribuții în ce ține cinematografie, însă el e omul care bate la ușile banilor, să zicem așa. Apropo, special pentru asta, noi avem inclusiv Dumitru Marian, care noi cunoaștem de alt film, o să fie acolo și o să facă training-uri, da, producător, căutare finanțărilor, adică atragerea banilor. Și inclusiv oamenii am adresat la ASEM să tragă oameni cu interesați, anume din domeniul asta, să fie, nu puțin partiri, dar oameni care cu gândire economică, adică să fie, avem nevoie de oameni care să tragă bani în coare. Gheorghe, ai spus mai devreme că Moldovei lipsește o facultate de producători. Și asta ar fi o speranță pentru cei care vor să facă film, care vor să activeze în această industrie. Dar ce speranță ai de la Cinema Liga? Ну, я думаю, что очень сложный период будет, особенно эти двое суток, когда будут сниматься фильмы. Я уже, в принципе, вижу этот проект, потому что как бы очень много сил уже вложено в него. И я думаю, что желание, опять же, такое немножко соревновательное у ребят, кто лучше сделает фильм, оно будет двигать этим проектом, потому что каждый хочет, чтобы про него сказали, что он сделал лучшую работу. Я думаю, на этом энтузиазме и попытаются ребята... Как бы, вот, создать атмосферу, ну, приятного такого соперничества. Până unde poți merge în Moldova pe entuziasm? Până în pânzele albe. Deci poți merge. Cât v-ați pregătit pentru acest proiect? Acum noi îl facem pe... Sincer, dacă motivația principală pentru mine personal, eu sunt regizor, eu vreau să fac filme. Eu vreau ca viața mea să învârte, mi-aș dori asta să mă ocup doar cu film. Nu cu chestii care să mă hrănească la un moment dat, doar cu film și asta să mă hrănească. Și pentru asta nu mi-a mințit toată chestia asta, ca să creăm o mediu, ambianță. Dacă statul nu o face, o facem noi singuri. Veți fi imuni la critici? Nu, v-am fi constructiv la critici. Critica e un lucru benefic. Vorbim de critica
hai să numesc, dacă critica eu... spam din spațiul web. E inevitabilă, orice n-ai face, așa că eu nu cred că în general faci de-a toată da, la asta suntem imuni, că deja adică... există o astfel de critică, dar nu. Da, critica dar... constructivă, aia e o erau... chestie care merită luată. Erau gen, dar de ce mă ligă, de ce nu harbuz sau de ce nu cutare? Păi, mă rog, așa s-a întâmplat. Este mai interesant, știți, când filmul будет готовый, будут спрашивать, почему мой фильм не так вам показался хорош, как другой, там, да, диспозиции субъективные, Когда дурат приготовила пентру арчет эвенимент, де когда он чепут? Дивернан, да, аша мы актив дюрё 4 лунинку. Adică s-a muncit destul la proiectul ăsta și gândit a fost mult timp. Nu, ca să fie clar, de fapt evenimentul ce urmează acum e doar începutul sau rampa sau nu știu cum să zic, e așa o chestie, un gen offline sau cum să-i spunem, adică... Încercare? Nu că e o încercare, e un început, e doar după punctul ce de pornire. Noi un pic am, nu știu dacă un termen bun, exagerat cu promovarea evenimentului, dar de fapt asta nu a fost o exagerare. Am făcut ceea ce ne-am pus scop, ne-a plăcut. A spus cineva că ați exagerat cu promovarea acestui eveniment? Acuși vă lămuresc. Și noi am primit un efect mai mare decât noi așteptam. Deci asta a fost un feedback mult mai mare decât așteptam. Și în caz dat, lucru care aveam oricum gândit în cap că pe viitor, a trebuit să-l realizăm acum, pe loc. De asta și-am întins o săptămână anunțul despre eveniment, fiindcă formulam și vorbeam cu partenerii și deja am o parte din, o mică porțiune din platformă, ca website-uri mari, portalul moldovenești, care să aibă o secțiune specială, Cinema Liga, unde vor fi arătate și filme de scurtmetraj, și accentul să fie și pe oameni, persoane, fiindcă ei trebuie să sunt motivați, să aibă o dorință și o plăcere, că știi că ceea ce fac ei observat și văzut. Premiul cel mare este motivarea, așa am înțeles. Motivarea pentru cel care va avea probabil o ocazie să se lanseze mai departe în această industrie. Pentru un artist, crearea filmului, asta e una, crearea filmului și transmiterea unui mesaj. În caz dat, plăcerea cea mare, cum ar fi comunicarea, într-o ambianță foarte prielnică pentru creație și cunoașterea oamenilor noi și învățarea anumite lucruri noi. O să dau citire postscriptumului din e-mail. Nici o întâlnire Cinema Liga nu poate trece fără mămăliguță și bună dispoziție. Așa va fi? Exact. Da. Va fi cu siguranță. Numai că, din păcate, reporterii care au fost, jurnaliștii care au fost la presconferință, au mâncat cam toată Mămăligă. Gătim noi altă până la... Da, gătim noi altă, deci. Important este că Mămăliga se gătește ușor în Republica Moldova. Nu, trebuie să știi cum să o gătești. Și în caz dat, Alexandru, care a gătit Mămăliga, știi cum să o facă. Așa că nu a fost nici o persoană care să spună că nu i-a plăcut. Azi vă ducem și vouă. Ce mesaj aveți pentru cei care încă mai ezită să meargă la Cinema Liga? N-aveți ce aștepta. Nimeni nu vă pune să dedicați toată viața filmului. Veniți și încercați, mai ales dacă sunteți artist. Că până la capăt, tot la cinema aplica, asta tot e o parte componentă a cinema. Și ce așteptări ai de la a doua ediție Cinema Liga? Hai să ne ajungem încolo. Acum chestiile tot încă evoluează. Noi tot încă ne dăm seama până la capăt ce am creat și ce forme să dăm acestui fenomen pentru noi. Gheorghe, peste 5-10 ani, cum vezi filmul autohton? Ну, я думаю, чем больше будет проектов, связанных с тем, что люди начнут верить в свои творческие силы, в свои какие-то возможности, делать что-то, создавать что-то. Чем больше проектов, которые будут объединять и молодежь, и специалистов из разных областей во что-то, в проекты, которые связаны со созиданием чего-то, я думаю, это положительно повлияет не только на фильмы, игровые, документальные, художественные, это повлияет вообще, наверное, на уровень роста культуры, общения. И это, наверное, будет самая лучшая наша интеграция в Европу через культурные проекты. Și ultima întrebare la final, dacă două proiecte sunt suficiente pentru Republica Moldova, Chronograph, Cinema Liga, sau ar fi binevenit și un al treilea proiect? Păi, de fapt, până la capăt, dacă vorbim de separat, că la noi nu se termin totul cu evenimentul de pe 3-7 iulie. După asta noi ținem evenimente de diferit soi, cât și repetate, cât și singulare. De exemplu, vine un invitat care va special. Am făcut un eveniment din asta. Fiecare săptămână o să facem niște proiectări, întâlnirea comunității. Deci noi nu ne oprim aici, de la un eveniment mare până la altul mare. Și plus la asta, următoarea Cinema League, în formatul care l-am declarat acum, de pe 3-7, o să fie nu așa de departe. Dar rămâne o surpriză. Da. Vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri de la Publica News și vă așteptăm în spațiul public cu alte surprize.
Publica News continuă. Vicepreședinții Partidului Democrat nu vor face parte din guvern, ei vor activa doar în cadrul formațiunii politice. Anunțul a fost făcut astăzi de către prim-vicepreședintele PD Vlad Plahotniuc în cadrul unei întâlniri cu membrii de partid din raionul Strășeni. Totodată, Plahotniuc a declarat că în prezent deciziile în formațiune sunt luate în proporție de 70-80% în Chișinău, dar se urmărește ca raportul să se schimbe radical. PD are 5 vicepreședinți, 2 dintre care sunt membri ai guvernului. Este vorba despre ministrul economiei, Valeriu Lazăr, și ministrul muncii, Valentina Buliga. Ceilalți 3 vicepreședinți ai formațiunii sunt deputații Igor Corman, Valentina Stratan și Oleg Țulea. Statul a vândut astăzi pachetul de acțiuni pe care îl deținea la compania Viorica Cosmetic cu 51 de milioane de lei. Tranzacția a avut loc la Bursa de Valori, iar cumpărătorul este un broker de la Moldova Green Bank. Numele proprietarului însă nu a fost făcut public deocamdată. În total, statul a pus în vânzare pachete de acțiuni din 27 de întreprinderi. Statul deține toate acțiunile uzinei de producere a elementelor din beton armat Armobeton. Acestea sunt scoase la vânzare la prețul de 55 de lei bucata, adică de 5 ori mai scump decât costul nominal. În cazul fabricii de cosmetice Viorica Cosmetic, este scos la privatizare pachetul statului, care constituie peste 95% din acțiuni. Prețul de start este de 30 de lei bucata față de costul nominal de 10 lei pentru o hârtie de valoare. Cele peste 95% din acțiunile pe care le deține statul la uzina farmaceutică Farmaco vor fi puse în vânzare la prețul de 135 de lei bucata față de cel nominal de 37 de lei. Vânzarea celor 60% din acțiunile statului de la fabrica de covoare Floare Carpet va începe de la nivelul de 45 de lei bucata față de prețul nominal de 10 lei. Totodată, guvernul se debarasează de pachetele sale mici de acțiuni din alte companii la prețuri de chilipir. Astfel, bursa va scoate în vânzare 0,5% din acțiunile fabricii de conserve din Coșnița la prețul de doar 20 de bani bucata față de cel nominal de 11 lei. Cu o reducere semnificativă de 1 leu și 10 bani față de 10 lei, prețul nominal, se va vinde pachetul de 2,5% din acțiuni de la întreprinderea Nord Zahăr. Un decalaj pronunțat dintre prețul de start și cel nominal se atestă și în cazul celor 6% de acțiuni pe care statul le deține la întreprinderea Fab Ind Lapte. Vânzarea acestora va începe de la nivelul de 1 leu bucata față de prețul nominal de 20 de lei. Toate acțiunile statului pot fi privatizate doar ca pachete unice. Moldova a semnat astăzi 2 acorduri cu Uniunea Europeană. Primul se referă la spațiul aerian comun și prevede, printre altele, lansarea zborurilor low-cost către mai multe destinații din Europa. Negocierile privind aderarea țării noastre la spațiul aerian comun cu Uniunea Europeană au început în iunie 2011. Cel de-al doilea acord, semnat astăzi la Bruxelles, se referă la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. Astfel, Moldova se angajează să asigure un nivel înalt de producție pentru mai mult de 3200 de indicații geografice pentru produse alimentare și băuturi alcoolice. Mai mulți locuitori ai sectoarelor Centru și Botanică ale capitalei vor rămâne fără apă timp de o zi, perioadă în care alimentarea cu apă se va face prin intermediul autocisternelor. Asta pentru că de mâine vor începe lucrările de branșare a noului apeduct magistral de pe strada Mihail Lomonosov. Astfel, miercuri și joi va fi sistată livrarea apei în perimetrul străzilor Academiei, Drumul Viilor, Mitropolit Gurie Grosu, Timiș, Universității, Vasile Alexandrii, Panhalipa, Alexandru Cosmescu, Mihail Lomonosov, Vladimir Corolenco, Gheorghe Asachi, Academiei și Ismail. Lucrările de conectare a noului apeduct vor dura până la sfârșitul lunii iulie și vor costa aproximativ 5 milioane de lei. Acesta va avea o lungime de aproximativ 1 km și va permite conexiunea rețelelor din sectoarele Centru și Botanică. Comisia Națională de Examene a anulat 289 de lucrări de bacalaureat. Dintre acestea, 78 le aparțin elevilor care au încălcat regulamentul de desfășurare a examenelor și au intrat cu telefoanele mobile în sălile de examinare. De asemenea, Comisia a decis să anuleze 211 lucrări la recomandarea comisiilor de evaluare pe motiv că erau identice integral sau parțial. Elevii ale căror lucrări au fost anulate urmează să susțină examenul în sesiunea de anul viitor.
În prezent sunt analizate lucrările a încă 17 elevi de la liceul Mihai Viteazul din capitală, ale căror telefoane au fost găsite în căptușala scaunelor. Pentru nerespectarea metodologiei de organizare a examenelor, 9 președinți și 2 secretari ai centrelor de bac au fost demiși. De asemenea, aproximativ 70 de asistenți ai centrelor de bacalaureat și-au pierdut funcția. Știri externe acum. NATO condamnă dur Siria pentru că a doborât fără niciun avertisment un avion turc săptămâna trecută. Potrivit secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, acțiunea Damascului este inacceptabilă. Totodată, în cadrul reuniunii de la Bruxelles, nu a fost discutată o posibilă intervenție în această țară în urma incidentului. We continue to follow the situation closely. The security of the alliance is indivisible. We stand together with Turkey in the spirit of strong solidarity. Totodată, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a specificat că articolul 5 al cartei NATO nu a fost discutat. Potrivit acestuia, dacă un aliat al NATO este atacat, întreaga alianță se va considera atacată și va acționa în consecință pentru restabilirea și menținerea securității zonei Nord-Atlantice. În același timp, NATO a cerut Siriei să ia măsuri pentru a preveni în viitor astfel de incidente. Ankara a invocat articolul 4 din Carta Alianței Nord-Atlantice, potrivit căruia reuniunea poate fi solicitată când un aliat simte că securitatea sa este amenințată. Potrivit oficialilor turci, aparatul de zbor se afla în spațiul aerian internațional și s-a prăbușit în apele teritoriale siriene, la o adâncime de 1300 de metri. Turcia insistă că avionul său militar, care nu era înarmat și se afla într-o misiune de antrenament pentru a testa un sistem radar, a fost doborât de Siria pe 22 iunie fără niciun avertisment. Organizația teroristă Al-Qaeda profită de fenomenul primăverii arabe pentru a-și extinde influența și a recruta cetățenii britanici. Este declarația făcută de șeful contraspionajului de la Londra, care a menționat că tot mai mulți oameni părăsesc Marea Britanie și se îndreaptă spre statele arabe. Acolo ei sunt supuși antrenamentelor pentru a deveni teroriști. Potrivit oficialului, 200 de cetățeni britanici ar putea fi deja membri ai grupărilor militante din regiune. Șeful serviciului secret a mai adăugat că mulți dintre ei sunt pregătiți în Libia și Egipt, dar mai târziu ar putea reveni în Regatul Unit pentru a organiza atentate. În 2005, peste 50 de oameni și-au pierdut viața în urma unui atac sinucigaș care a vizat transportul comun din Londra. Atentatul a fost pus la cale de 4 militanți fundamentaliști britanici. Interpretul rus Valeri Miladze s-a ales cu un dosar penal. Cântărețul este acuzat că a agresat o jurnalistă anul trecut. Dacă va fi găsit vinovat, Miladze riscă până la 3 luni de închisoare. La rândul său, artistul de origine georgiană a dat-o în judecată pe ziaristă pentru denunț calomnios. Astfel, ea ar putea fi condamnată la o detenție de 6 ani. În iulie anul trecut, presa din Rusia a scris că Valeri Miladze a agresat o jurnalistă de la publicația Komsomolskaya Pravda. Interpretul a încercat să o sufoce și să ia aparatul de fotografiat. Miladze spune însă că lucrurile s-au desfășurat altfel. Potrivit cântărețului, după ce l-a văzut, ziarista a început să strige, iar când s-a apropiat de ea, aceasta s-a împiedicat și a căzut. Procesul lui Miladze este programat pentru 27 iunie. Împătimiții de activități mai puțin obișnuite și-au dat întâlnire în Marea Britanie, unde s-a desfășurat campionatul mondial de aruncat ouă. Participanții au trebuit să-și demonstreze dexterietatea la mai multe probe care au stârnit amuzamentul spectatorilor. Doamnelor și domnilor, atât pentru azi. Mâine, colega mea, Natasha Medvedev, revine cu subiecte numai puțin interesante, iar acum, la știri, vă așteaptă Natalia Davidovici. O seară frumoasă, toate bune!